scandal cu țipete, jigniri, îmbrâncel și chiar cu scaune trase în plenul Parlamentului României. S-a întâmplat ieri, doamnelor și domnilor, cu doar câteva minute înainte de citirea moțiunii de cenzură USR Plus Aur. Priviți! Premierul Florin Câțu este convins că CCR va da câștig de cauză guvernului în conflictul cu Parlamentul pe tema moțiunii de cenzură. Iar când se va întâmpla acest lucru, va acționa imediat împotriva celor doi președinți ai camerelor. Înceală să așteptăm decizia câteva zile, după aceea procedura merge mai departe, moțiunea de cenzură merge în Parlament, este votată și așa mai departe. Nu văd aici nicio problemă. Dar vă spun și noastră ce am spus și mai devreme. Dacă Curtea Constituțională ne dă nouă dreptate, președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului ar trebui să plece. Veți participa la citirea moțiunii? Nu, eu nu girez astfel de acte în Parlamentul României, abuzul are celor doi președinți. Amenințările cu excluderea din PNL sau pierderea fotoliului din Parlament nu îl sperie pe Ludovic Orban. Acesta susține că era datoria sa de președinte al Camerei Deputaților să respecte Constituția și să trimită în plen moțiunea USR Plus și AUR. Dacă cineva ar fi avut răbdare, nu zic în alte partide, dar măcar colegii mei de partid mai înfierbântat, să-și aduc aminte anul 2020, ar fi știut cu precizie, din decizia Curții Constituționale, că invocarea declanșării conflictului juridic de natură constituțională între guvern și Parlament nu poate să oprească moțiunea de cenzură. Războiul PNL-USR a trecut acum la faza demiterilor. Florin Câțu a anunțat că cei 14 prefecți ai USR Plus, inclusiv cel al Capitalei, precum și 28 de subprefecți, au fost destituiți.